Am încercat să fac orice pentru a repara relația. Încă din primii 2 ani, de când am fost înșelată. Prima dată am fost înșelată grav, am fost înșelată și a doua oară. Atunci am iertat și am decis să lupt pentru relația noastră. Am luptat prea mult și chiar mi-am dorit să fie bine. Noi suntem blocați peste tot, unde am putea conversa. Eu, după ce ies dintr-o relație în care am depus sentimente reale, nu pot rămâne prietenă cu omul respectiv, cel puțin pentru o perioadă. Au fost 4 ani în care eram obișnuită să fac totul cu el, iar pentru a nu exista slăbiciunea, ca din obișnuință să vorbim, am decis amândoi să ne blocăm peste tot. Nu i-am putut telefona pentru a-i spune, deoarece sunt în repaus vocal. Așa că am luat hotărârea spontană și negândită în a-i scrie public ceea ce mă deranjează. Nu cred că i-am spus nimic rău și el ar fi simțit că îl fac de râs dacă primea astfel de mesaje de la bărbați. Cred că reacția mea a fost firească. Îmi doresc să nu mai caute nimeni. Nu vreau să-mi spună nimic de el. Îmi doresc să nu mai am niciun contact cu el sau ce ține de el pentru a putea să mă recuperez și vocal și mental. Un rezumat cât se poate de concis. Băiatul avea o poză pe Facebook cu ea. Ea a comentat la poză și a zis: șterge poza asta că noi doi nu mai avem nicio treabă. Și după aceea a făcut publice tot pe rețeaua ei socială mesaje primite de la fete care primeau mesaje de la fostul ei iubit. Ce frumos! Frumos, nu? Super! Nivel înalt. Știi care e faza? Persiflantă. Ea fiind totuși artistă. Că ea, dar și el este în formația lui Nicol Cherry și el este tot artist. În fine. În fine. E un element. Așa, da, bun, e un element. Dar ea fiind și, având și spiritul ăsta artistic, ea oricum simte lucrurile un pic mai profund și mai intens. Și el pare că le simte, dar nu profund, superficial. Lăsăm asta la o parte. Oricum, mie mi se pare că evoluția ei e una foarte bună, adică ea a știut în momentul ăsta să spună stop unor lucruri toxice, da? Și în momentul în care spui stop lucrurilor toxice, din punctul ăla încep să evolueze. Ea dacă a început să facă chestia asta și nu mai trece peste înșelat, mințit, vorbit... Vezi că până să spună stop au trecut 4 ani de zile. Da, asta, aici v-am să ajung, da, aici v-am să ajung. A luat relația în serios, el din păcate nu cred că a luat-o prea în serios. Și până la urmă, ca femeie vorbesc acum, ești deranjată, da? Să știi că stai lângă cineva 4 ani, că îți faci planuri de viitor, exact. Îi oferi, îi pui pe tavă toate sentimentele tale frumoase, toate lucrurile pe care le consideri că merită să le știe, să afle despre tine, pentru că e viitorul soț și, din păcate, te trezești brusc că lucrurile nu stau chiar așa și el, de fapt, nu este persoana pe care tu o iubești și are lipici cu sclipici la alte domnișoare. Acum ei s-au mai despărțit și tot la fel motivul a fost faptul că el a fost infidel. Dar și chestia asta, Mandelina, cu ciorba asta reîncălzită de 100 de ori. Eu îți spun sincer, nu cred. Adică prima abatere, știi, exact același lucru îl aplic și în cazul minciunii. Minți odată, minți forever, știi? Așa e și cu înșelatul. Bă, ai înșelat odată, ai dat de gust, o să faci asta la nesfârșit. O șansă trebuie să acord, să vezi. Până la urmă spui, hai, prima dată toate au un început. Dar deja când vezi, ai niște semnale. Eu aici privesc un pic lucrurile altfel, adică dacă ei aveau niște planuri în care, cum să spun, lucrurile erau destul de serioase și chiar își doreau o relație care să se finalizeze cu o căsnicie, da? Și tu începi să ierți lucrurile astea, nu, aici mie nu mi se pare chiar tocmai sănătos din partea ei. Da, cum să spun? Dar credeți că e definitiv de data aceasta? Eu sper că da, eu sper că Ea acum este în spital, e în repaus vocal, zice că l-a blocat pe toate căile de acces. Foarte bine, tată! Superb! Sperăm că această spitalizare nu o să dureze foarte mult. Când revine la viața cotidiană și dacă el o caută, credeți că se va întoarce? Nu cred. Bata, să nu îi răspunzi. Să nu îi răspundă și... De ce un bărbat? Să nu îi răspunzi, fugi, fată! Fugi. Aibă tăria, așa cum a recunoscut public, da, că a fost înșelată și nu mai vrea să ierte și vrea să vadă de viața ei și de cariera ei artistică, cam așa ar trebui să facă, pentru că este o femeie frumoasă, nu văd de ce nu și-a revenit și ar încerca să găsească pe cineva potrivit pentru ea. Are balta pește, cum se spune... Exact, superb! Da? Nu cred că avem în acest moment criză de bărbați ok, femei frumoase și dacă nu te potrivești, la ce să renunți, cum spui și tu, cu ciorba reîncălzită, pentru că nu de multe ori ciorba reîncălzită a dat satisfacția relației de care... E acolo codependență, da, dar știi care e faza, Madalina? E important din chestiile astea să ajungi să înveți niște lucruri și eu sper că ai învățat, înțelegi că important în viața asta ești tu. Adică ea, pentru ea trebuie să fie cel mai important lucru. Da, asta, repet, uneori
invitaților. E ușor de vorbit în momentul în care nu ești în acea relație, în momentul în care nu ești tu cea înșelată, da, sau înșelat și așa mai departe. Dar acolo, dar când sunt sentimente, când e un atașament, când poate e o traumă, cine știe ce s-a întâmplat, nu știu, în trecut cu ea sau cu alte persoane, e mai greu să ieși. Din exterior, te-a înșelat, desparte-te. Dar nu e nici prima, nu nici ultima... Nu că aș promova sau sunt de acord cu așa ceva, să nu se înțeleagă lucrul acesta. Dar nu e nici prima, nici ultima persoană din showbiz care a trecut prin chestiile astea, adică faptul că... Sau prima persoană, că până la urmă nu trebuie să fii în showbiz ca să fii înșelat. Exact, sau exact, asta vreau să zic, că poate și noi trece prin chestii genul ăsta, dar asta nu înseamnă că eu procedez cum procedează ea. Eu, la revedere, ceau, la revedere, pupipa, știi, pe viață. Ești hotărât, nu? Da, exact. Nu ești nimic. Nu, okay. Nu, la mine e jap, ceau, la revedere. Du-te acasă de unde ai venit. Uite că ea știu ce înseamnă iertarea și a fost o iertare repetată. Da, a fost empatică. A fost empatică. Da, uite, pozele, adică de uite, sunt niște poze frumoase, poze care indică ca o relație, că sunt sudați, adică nu ar părea că se anunță ceva pe frontul. Rețelele astea sociale uneori... Dar și fetele au fost drăguțe, au arătat Roxanei, uite, iubitul tău îmi scrie mie. Nu cred că au fost drăguțe în ghilimele că... Au fost drăguțe în ideea de a se despărți. Nu cred că vrea să uite ce poamă bună ai tu și ce bățim noi. Eu nu cred. Cred că tot crăcotel de-astea feminine. Deci dacă erau sudați, bine de tot, eu îi spun să iau un flex, să taie tot ce au sudat. Corect. Și la revedere. Nu, e important să spui stop, Mădălina, n-ai cum. E o femeie superbă, are toate calitățile posibile să-și găsească un bărbat super sănătos în viața ei. Eu super sănătos. Super sănătos. Emoțional. Din toate punctele de vedere. Ok, haideți că acestea nu au fost primele singurele declarații. Ea a încercat de-a lungul timpului să salveze povestea asta de dragoste cu înșelatul. Haideți să o ascultăm. În ultimul an, amândoi am simțit că lucrurile nu mai mergeau așa cum ne-am fi dorit, indiferent de ce aș fi făcut. Ne-a luat mult să acceptăm asta și să facem pasul final. În acest an, fac 30 de ani și consider că m-am maturizat și știu și mai bine în momentul de față ceea ce îmi doresc. Visurile mele nu mai coincid cu ale lui. Am ajuns să ne dorim lucruri diferite și am considerat că trebuie să punem capăt acestei relații și să ne vedem fiecare de destinul lui, de proiectele lui. Ajung la 30 de ani și și-a dat seama că n-au aceleași orizonturi. Tu vezi și din declarațiile acestea... Eu una înțeleg că ea este cea care luptă și își dorește această relație. Uh-huh. Pentru că dacă... Bine, ea a recunoscut că nu se mai înțelegeau bine. Dar vezi, nici el nu a lăsat-o să spună, domne, haide să terminăm că nu mai... Nu mai suntem pace, ajungem de unde, am încercat, au trecut 4 ani, vezi și tu că am greșit și... Nu știu, nici el nu... De fiecare dată când a înșelat și după și-a revenit după înșelat o perioadă și el a căutat-o. Mă rog, e tipic, e clișeic. Da, asta zic. Am ceva să-ți spun. Te rog. Terapie de cuplu. Poftim? Terapie de cuplu. Mai faci terapie acum cu... Mergi la terapie. Terapie poate singur sau singură, că de cuplu nu mai e cazul. Nu mai e cazul de cuplu. Și acum faci terapie cu iubitul. Păi dacă nu mai merge, nu ești căsătorit, n-ai un copil, aveți împreună chiar și 3-4 ani de zile. Îi ofer variante. Nu, e varianta e, cum ai spus tu, cu flexul să... Să taie tot, să cu flexul. Taie și... e... Fată, eu, din spital, după ce ai ieșit din spital, motivată, mă sun, îți dau cel mai bun flex pe care l-am acasă și taie tot, tot. Dar să știți că ea, dacă nu descoperea alte infidelități, acele mesaje pe care fetele i le-au dat ei, relația lor continua și astăzi. Adică el mergea în paralel cu aventuri în timp ce păstra relația asta ca fiind una oficială. Eu nu cred lucrurile astea. Deci, ce nu crezi? Îți dai seama când te înșală sau ești înșelat. Pur și simplu de ceea ce se întâmplă între tine, ca chimie. Nu poți să spui că o pup toată ziua acasă pe aia și mai pup 3 ca să te duci să mă înșel. Nu, undeva trebuie să scazi intensitatea, că nu ai cum. Dar ești de acord cu ea. Uite, 100% vezi? De acord cu ea, pe bune zic. Adică unele lucruri chiar le simți. Păi... În natura umană simți în momentul în care ești mințit, simți în momentul în care ești înșelat, simți în momentul în care niciodată, nu știu, se întâmplă ceva pe la spatele tău. Haide, mă, dar nu mai e, că așa dar este. Oricum, eu n-am păreri personale. Ok, da, nu, discutăm. Mădălina, în viață, oamenii nu ne apar lucrurile de genul ăsta așa de dragul de a apărea. E momentul să step ahead, să facă un pas în față și să zică, bun, gata, atât a fost, hai să ne vedem de viețile noastre fiecare separat. Și e foarte bine pentru ea. E tânără, să găsească unul sănătos, din toate mental punctele de vedere. Lorenz și-a găsit la 53 de ani. Păi asta spun.
Asta spun. E o fire artistică, ți-am spus, probabil ea simte un pic altfel intensitatea... Dar și el este artist. Dar nu contează chestia că este un bărbaș, o femeie și în acest moment nu mai le merge relația. Sentimentele nu sunt puternice în egală măsură. Ea a luptat, uite, nu s-a ascuns, n-a avut jenă, dar l-am iertat, am încercat, dar cât să faci la infinit și pentru ce? Eu n-aș încerca din astea. Iertat-o după înșelat? Nu, eu nu cred în dinastia. Eu nu cred. Nici în ciorba reîncălzită, nici în iertat după, nici în prietenii cu... Știi că vorbeam noi la machiaj, în prietenii cu foștii, fostele. Nu cred. Nici apoi da, să mă apicu. Că nu mai, nu, în acest moment nu poate să fie prietenă. Să-l blocheze peste tot. E deja.